Salut și eu, am găsit la un episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu mașinile noastre. Suntem într-o zonă destul de interesantă aici. O zonă nu prea mult vizitată. Uite, dacă veniți aici o să vedeți cât de mișto e. Ia să vă și eu. Vedeți că aici e la... Nu știu cum se cheamă, ăsta e un restaurant mexican. Păcat că nu pot să vizitez locurile astea. Uite, uite, sunt o grămadă mai mare. Asta e El Café Rojo de Madeira. Aș bea o cafea aici. Linteria, îi zicem aici. Cum îi zice? La linteria. Linteria. Am un prieten cu limba asta și... Na, am început să învățim voluntar. Nu uitați, dacă vă place și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Apreciem de fiecare dată când faceți chestia asta și hai să vedem ce reușim noi să facem azi. Eu mi-am luat mașină de viteză. Eu mi-am luat mașină de protecție. Doamne, ferește claxonul ăla. Oh, și eu luat claxon de ăla, de zici că mori. Da. Pe mașina asta când te lovește mori. Ia uitați-vă, ia uitați-vă la semnul ăsta de aici. Are o ciocănitoare și l-a rupt în două, voi vedeți? Da, unde măi? Uite aici. Stai că nu știu unde te uiți. Deci cum mă uit eu cu parbriz în față, uite-te aici, Peckerwood. Ăsta, ce Caterinca. Da. Eu cum am văzut-o? E mișto rău de tot. Doamne. Sunt multe zone prin GTA pe care... Crezi tu crezi că știi toată harta și de fapt sunt atâtea detalii pe care le-au pus developerii în joc și care, bă, nu, habar n-ai și le descoperi după atâta timp. Să ne dai și nouă invitație la... Să ne dai și nouă invitație acolo la club. Eu uite-l pe ăla săracu. Cine s-a răsturnat așa? Nu eu. Ăla. Eu sunt bine. Câți oameni de business pe aici, wow! Mamă, mamă! Afaceri ilegale, nebunii, treburi. Gata. Și nu avem un garaj, săraci. Da, avem mașină. Dar trebuie să bage, că e jos acolo garaj, știi? Da, nici nu am, încă nu sunt de acord că n-au băgat un garaj. Totuși, ne limitează la 3 garaje, 4. Totuși, gândește-te puțin că asta e Maze Bank. Deci, Maze Bank, adică e clădirea băncii? Da. Și atunci ar trebui să putem să o jefuim. Da. Nu? Doamne ajută. Ar fi ceva, bă, cât de mult ar fi să mai, cât mișto ar fi să bage heisturi, știi? Da, chiar a fost un interviu cu Rockstar pe tema asta, mi se pare, și au explicat că e foarte greu să facem un heist acum. Da, a explicat că nu prea mai vor să mai facă pentru că se chinuie extrem de mult să facă unul și lumea le joacă o singură dată și pe aia nu le mai joacă sau ceva de genul ăsta și nu prea merită pentru ei. Bă, dacă ar plăti foarte bine, suficient de mult cât să te motiveze să farmezi în loc să cumperi. Să farmezi heist-ul. Mareali. Da, bă, dar nu cred oricum, cred că dacă oricum faci misiuni de astea custom, oricum primești mai mult. Dacă îți faci o misiune custom și ai o sesiune plină așa. Și stai și o grămadă, câștigi câte 50.000 sau mai mult pe o singură misiune. Am gândit și la asta. Elicopter sau mașini? Mai cu mașinile că le avem afară. Okay. Exit ground... M-a dat afară! Dat afară. Bă, Mihai, bă, și eu vreau să apăs pe buton, frate. Am fost mai rapid cu exit-ul. Ok, o să mergem să ne luăm mașinile și să vedem unde ne dă aici misiunea, pentru că... Hai să vedem ce ne pune să facem, dacă ne trebuie barcă, elicopter, avion... Da, asta e faza, că e random și nu știi. Vezi, văzut că e... Solaris Airborne, Mă, vedeți că organizația... Bă, voi vedeți organizația asta care a trecut pe lângă noi? Da. Pardon, iartă-mă. Aveți grijă, pentru că... Go to the drop zone. Avem și alte organizații pe server și s-ar putea să avem probleme. Mașinile astea rapide, niciodată. Bă, nu știu ce să zic. Bum, bum, bum. Totuși vedeți că zice... Mi-a dat flare în inventory, deci trebuie să facem ceva cu flare-ul? Cred că da. Să punem acolo și apoi să luăm... Să luăm... Psh. Da, să luăm cutiile alea și să le ducem acasă. Hai să vedem. Luăm oricum... diamante acum, că gemstones. Oh, diamante. Bun, așa. Da, da, și uite-l și pe ăsta de aici. Uite-te la el. Ai, păi știu. Îl știu și eu, dar e amuzant. Și dacă vedeți pe partea cealaltă, e o cutie de... E o de asta de ciocolată. Oare există ceva de genul ăsta și în viața reală? Adică reclame de astea? Pentru că astea cu siguranță îți vor atrage atenția, știi? Am văzut câteva, dar nu la fel de reușite. Mamă, cât de lată e mașina asta. Da, știu. E greu să te stecor cu ea în trafic. Noroc că virează foarte bine. Sunt bine. Ce, mă, vă bate cu ruma, mă? Ce, mă? Vă bate cu ruma, mă? Ce ai zis, mă? Mm-hmm. Ce-ai făcut, bă, neneva? Ce-ai făcut, bă? Bate cu ruma. Păi dacă intru în toate mașinile pe stradă. Păi și eu intru. Mașina prealată. Frate. Bravo, Max. Max a hotărât să rezolve, să... Frate, pare rău, dar... off-road. Vrum, vrum, vrum.
Mașina mea știe să facă off-road, așa că da. Hopa. Bim, bim, bim. Hai că am ajuns. Ce vreau să zic? Noi n-am vândut crate-urile, avem o grămadă în garaj, ar trebui să ne apucăm să vindem din ele. Să și vindem, măi. Da, noi le strângem acolo, facem pentru Crăciun. La noi să strângem pe toate. Te-ai cauză... Ce-a făcut? Elicopter. Ce-a făcut? Elicopter. Dar ce-ai făcut, bă, nene, bă, Bazard sau ce ăla? Ce Bazard? A, Valkyrie. E Valkyrie-ul, frate. Mamă, aveți grijă să nu trag în voi, că vă rup în două. Ce-a făcut, mă, duc după el off-road, scot aghiul și-l dobor, fii atent. Asta fac și eu acum. A, dar-l văd, mă, ce dumnezeu. Păi-l vezi, dar trebuie să-l nimerești. Este aproape suficient de mult să faci loc pe el. Și cu mașina asta off-road, care... Bă, merge... să știi că e off-road, adică nu știu, la mine urcă cel puțin destul de repede. Călcat urcă, dar... Și ăla cu avionul are să... Nu prea poți să o controlezi în aer. Da... Pe alte mașini le controlezi destul de ușor în aer, asta dacă s-a învârtit, așa se duce. Așa se duce învârtită. Da, se învârte foarte ușor de spate. Pe asfalt se controlează mai bine. Da, nici să nu te gândești. Faza e că s-a îndepărtat destul de mult. Eu cred că mai ajung, mai am un pic și fac loc pe el. Dar vreau să mă apropii să fiu sigur, știi, când mă dau jos din mașină. Știu. Așa se iau Bazard oricând, știi? Hai că încerc acum. De pe stradă. Încearcă să faci loc de cu lansatorul. Bă, frate, dar se duce ăsta, ești nebun? Se duce de asta, trebuie să mergem să-l prindem. Da, nu pot să fac loc. Era da, am la Bazard. Se la Bazard-ul? Da, pe nu, să fiu sigur. Cât de tine ce fă... M-am arcat din mai văd, lasă-mi. Îl văd eu aici. Voi duceți-vă în direcția aia că... Faza că schimbă direcția, frate, și n-ajung după el. Ajung, ajung. Dacă mă enervează, mi-au Hydra. Ne-au apărățit tu Hydra, te duce ăsta. Da, dar uite, de exemplu, acum cum aș putea să-i fac locul ăsta? Bine, Mihai. Cu mașina aia de viteză poți să ajungi în fața lui suficient să te dai jos să tragi cu aghiu, știi? Dar e nasolă zona că aici e off-road, știi, și nu te ajută. Nu face loc pe el, nu face loc. Nu, te încerc să fac, dar nu face. Vezi dacă reușești să-l prind, să-i dai cu o rachetă ceva. Îl văd deja, mă apropii. Oricum, ăsta e mai rapid decât ăla. Problema cu mașina asta e că nu merge drept. Adică să nu facă momentul... pe tine ăsta. În momentul în care bagi viteză cu mașina asta, n-are ce să facă, se dă de fund într-o parte. Foc. Foc. L-ai luat? L-ai luat? L-am lovit de două ori. L-am lovit de două ori, gata. Aaa, sunt șucat omuleți. Mamă, sunt... Sunt omuleți. Pregătiți-vă să vă duceți în trei direct. Hoții. Au venit hoții. Da. Eu mă duc pe ăsta. Fuck. Sper că ne ducem. Ok, îl văd unde e. Eu mă duc pe parașutat 3 oameni. Eu mă duc pe ăsta lângă. S-au parașutat din el. Da, s-au parașutat 3 oameni și fiecare are o cutie. Ok, eu mă duc pe ăsta de aici din partea mea. Eu n-am nimic. Sper să-l prind. Parte nimic, trebuie să mă dau jos. Mamă, cum pocnesc astea. Aici am un râu. Păi, vezi că e diferită misiunea față de cum era. Aici. Da, n-am mai făcut o în stilul ăsta ce drept. Unde-i mă ăla cu cutia? Cât mai cobor cu parașuta? Ia uite-l mă cât de sus e. Unde ești mă, baza militară? Aici ne-ai simțit? Doamne, ferește. Se salvează. Îi trag cu rachetele. Dă-i cu sniperul, eu îl văd pe ăsta al meu aici. A aterizat omul. Îi trag cu gloanțele în parașută și schimb direcția. Prietene, ai murit. A, te văd, tu ești ăla. Hai că am luat, okay. Am luat cutia mea. Vin să vă ajut și pe voi. Cădeam în apă, firar, piață. Voi sunteți bine? Da, da. Mă duc să duc cutia singur? Pe asta pe care am luat-o? Da, iei cutia. Da, poți. Hai că am luat-o și vă aștept la garaj, dacă... Asta a aterizat, încerc să-l fac să aterizeze forțat. Asta mi-a aterizat, deja mă aștepta, știi, adică... Bă, ce greu să nimerești un om în aer. Încearcă cu sniperul, vezi, la heavy. No, n-am nicio sens. Ce pana mea face? Yes. E în aer. Încerc... Știi, că, știi ce comic că face loc pe el, știi? Face loc pe parașută? Da! Și logică nu-l nimerești, știi? Da, cu racheta pe parașută nu cred că... Dar e interesant că face loc, știi? Mhm. Uh-huh. Să sperăm că nu mă văd ăștia. E, te duci repede. Încerc să tai tot orașul sărind pe aici, opa. L-am luat. L-am așteaptă aici. Trebuie să iau ăla. Ups, am ajuns la ceva în curte. Oh, fuck, sunt la cineva la... Sunt la cineva la piscină. Ești în piscină. Poți să mă iei de aici? Uite și ajută-l pe Max. Nu mai am cum să sar de aici, ești nebun? Hai că vine. Ajung imediat. Pregătește aghiu.
Deci, prietene. Aveam în spate două elicoptere de atac după mine, dar văd că au dispărut. Eu am ajuns la cineva acasă în piscina lui. Te-ai blocat în zona aia? Da. Mai pățit și eu odată. Da, sunt câteva case în care te poți bloca. Pisica la tine cum merge acolo cu... Merge treaba bine, doar că nu știu... Aolo, vin ăștia pe mine, să știi. Cine? A, Aiu? Da, da, da. Da, e night. Deci, oh! Mary Weather, să știi că trag foarte bine la cap. Știu. Te-a luat? Cover, aproape. Hai că am ajuns. Sunt mai piciorul de-l văd pe ăsta. M-am pus în cover. E în parașută încă, trebuie să aterizeze. M-am pus în cover. Inventory. Body armor. Yes, snacks. Aici îmi zice. Aveți grijă, aveți grijă. Ha, vezi că sunt doi exact aici, ai grijă. O, ce ai făcut, bă, nene, bă? Dar nu-i văd. Hai că l-am luat pe unul, încă unul jos. Hai l-am luat și pe ăla. Hai, vină încoace. Poți să aterizezi cu mașina, direct de sus. Da. Hai că am 2000 și vin. Ok, m-a luat Mihai acum. Bravo. Hai, dă-i drum, dă-i drum, dă-i drum. Bravo. Și mai eu o să trag de aici dacă e ceva. Îmi scot AG-ul. Pot? RPG-ul. Da, pot. Da, RPG-ul. În caz de ceva, da. Dar oricum noi trebuie să ajungem la depozit. Da, nu, e aproape. Bă, nu mă așteptam să vină după mine, sincer. Ce treabă aveai tu? Dar mereu vin și uite, după mine a venit elicopter. După pisica n-a venit... Nu. E bine, bine, las. Pisica a scăpat Iftin. Foarte bine. Eu am apucat să iau distanță și s-au... Faza că după ce le duce pe aia, ar trebui să ne ducem după ea, pentru că s-ar putea să, ei fiind singură, s-ar putea să ducă altă organizație după aia să o prindă. Ai, n-a ce am vizit, bă, cu pisica, bă, ăștia, că vă bat cu mâinile goale. Păi vor să te prindă, să-ți fură, da, să-ți fure cutiile. Fure cutiile, dar am farduri aici, ce? Dar chiar ce furăm, diamante? Diamante, diamante. Ok, poți să te dai jos, poți să... Deci de James sunt a, în față. Nu, no, dacă rămâne în vehicul, te băga înăuntru direct. Iar v-ați pus, mă, vehiculul acolo. Mi-am pus eu elicopterul, da. Hai că vin. Bă, mie mi l-a băgat. Nu mă luați, nu mă luați, că vin acum. Pe ale mele le-a băgat? Nu, încă trebuie să vină pisica ca să se pună. Nu, dar zic, că a zis de TFU delivered, dar la mine n-a zis delivered. Ei, nu scrie, scrie decât la cu echipieri. Nu scrie că tu ai delivered, știi? Și acum când vine ajunge pisica. Nu se zice help deliver. Stai puțin. Ce? Tot îmi arată punctul galben aici. Păi da, că n-a ajuns pisica. Ok, dă-te de pe el. Trebuie să arate waypoint. Dă-te de pe punct, că nu pot acum. Cred că e Mihai în elicopter. Uite, acum a apărut. Zice 2 din 3 și a meu unde? La mie 3 din 3. Special cargo, 2 out of 3. Da. Observi? Uite, da. Să fie băguit. Uite, mi-au apărut, uite la acolo sus, astea sunt. E doar unul, ăsta de sus? Ăsta de sus, da. Dar nu? Dacă mă sună asistentul. Ce s-a întâmplat cu asistentul? Ce s-a întâmplat cu una din ele? There's a hot product on the market, it's expensive, but the margins are better, da, așa? Trebuie să te miști. Trebuie să mă duc la un birou, la birou, ci că avem o misiune specială. Misiune specială la birou? Da, da, dar până la urmă, a mele le-a dat sau ce da, s-a întâmplat? Da, măi, toate sunt. Sunt două jos sunt și unul sus. E da. O greșeală. E un bug vizual, cred. Da. Ah, ok. Altfel dădea fail la ceva sau... Îți dădea da, mai da, prost. Da, apare, nu mai apare misiune, deci ok. Hai la elicopter. Ha, mergem la birou? Da, să mergem la firmă, sunt curios și misiune, chiar sunt curios. S-a dat o misiune specială? Cică! Și că trebuie să merg la firmă să o pornesc, să mă la calculator, adică. Hai să vedem, să nu pierdem dacă e. Da. A durut sufletele un pic. Mai îndrept. De ce? Că ai dat în ceva. Nu, ți s-a părut ție, a fost un bug vizual. Oh, m-ai lovit și mă doare. Oh. Ia? Îți place cum pilotez? Nu. Sus? Sau, intrăm de jos. Sus, măi, mai bine. Stânga, stânga, stânga. Da. Uite, asta, clădirea asta de imobil. Știu, știu. Asta e în față. Hai, șuș. A, ai avut ceva emoții. Un pic așa. Te-ai speriat. Și acum face poker, zice și ar fi ceva, ar fi dramatic, a? Un pic așa. Dar știi că urci mai greu dacă faci asta, nu? Ai emoții? A, tu vrei să o panichezi pe pisica? Nu, ce mă panichează, ce elicopterul meu, ce dau eu bani pe el, nu. Dar nici nu costă niciun bani, dar... Da, e free. Și acum... Nu trebuie să apeși E. A, trebuie să apuse, ok. Dar ce dacă, mi se pare că dacă faci am asta... Am apusat, toată... Milia.
Ți-l ia? Aaa! Da, că dacă mă întorc înapoi acum pe... Și eu mă trebuie să plătești din nou o grămadă de bani ca să se-l spawneze aici, practic. Da, să afară și cum a free. Da, exact. Ce... Îți pare că buggy chestia asta, nu știu de ce nu mi-l dă free. Nici eu nu înțeleg, având în vedere că pe yacht se spawnează elicopterul ăla care pleci de acolo gratuit și nu plătești absolut niciun ban. Mi se pare ciudat să-ți ceară bani aici. Comandat și poți să-l iau free, de ce să nu poți să... Știi? Și știi ce aș vrea să facem în episodul de azi? Ceva ce n-am mai făcut recent? Ce? Sumo. N-am mai făcut sumo pe clădirea aia foarte interesantă cu acoperișul ăla mișto. Warehouse map. Mihai are droguri aici. Nu recunosc nimic. Uite. Da, hai să le aruncăm. Uite, la astea sunt. Uite, special item. Care spre mine. Da, atent, deci am două crate-uri animal materials și mi-a dat un crate, cum ar veni, special item, care costă mai mult decât toate trei. Deci, bun. Când cumperi 3 crate-uri, ți-ai 18.000. Special item-ul ăsta costă 21.000. Frate, eu am observat acum că n-am coarnele. What the fuck? Bagă-l din M. M. De acolo. Hats? Da. Da, la LOL. Hats. What the fuck, ești prințesă. Ești bun cum arată. LOL. Aia seamănă cu suportul ăla de popcorn. Da, nu trebuie. Nu? Da. Zic că n-am dreptate. Unde sunt urechișile? Uite-le, alea sunt. Am uitat la mie aici, le vedeam că are și eu n-am. Da, el n-are mă urechi. Stai și să mi le pun și eu. Mai am un minut cooldown să pot să dau gol la misiune pentru că... Stai să-mi pun și eu astea. Că abia am făcut. M-au găurit ăștia, frate, am numai sânge pe tricoul ăsta și era alb, era frumos. Echipa urechiușelor. Și care e faza? Adică noi facem chestii ilegale pe ei, știi? Și așa și pe aia suntem îmbrăcați în felul care suntem îmbrăcați. Cine ar crede? Da. Adică ar fi organizația perfectă, știi? Organizația criminală perfectă. Astfel facem și noi o cafea, vrei? Mihai. Da. Chiar nu-ți mai ajung locurile în care să pui bani. Ai pus bani și aici jos, ești nebun? Uite-te puțin. Unde? Uite-te jos sub biroul lui. Uite acolo, uite acolo jos. Frate, tot apar banii în biroul lui. Stau cu... Îmi dai seama că să fie momentul... Frate, dar și aici în spate sunt, uite-te. Uite acolo. Nu aici. Când o să deschidă Mihai ușa la biroul ăsta, cred că o să iasă banii mai întâi, știi? Dar ce Caterin, că n-am văzut că aveam la picioare bani. Da. Da, o să. Mihai are la picioare bani, opa. Are valoare la picioare, opa. Ce faci, mă? Șosete din bani. Da, am zis să mă îmbăt puțin. Pică. Doar o gură am luat pentru că nu vreau să fiu beat la misiune, Doamne ferește. Dai seama, îl vezi pe mască, trage cu glanțele pe lângă. Și când pilotează, când merge în zigzag. Mai ales că avem o misiune specială acum, nu putem să ne permitem să dăm fail la ea. Cred că a trecut cooldown-ul. Stai să-și așeze domnul la birou. Uite, mă, că aproape că își pune picioarele pe banii aia. Chiar mă uitam să văd dacă știi. E interesant cum de fiecare dată când vin la din la birou, mai apar teancuri de bani și teancuri de bani și teancuri de bani. Deci, și glumești, până și aici are bani în biroul ăsta la urmă. Cred că și la baie, cred că te șturgi cu bani. Gata. Și că rare hide, coleg. Frate, până și aici ai bani. Unde? La baie? Nu, aici, unde sunt laptopurile astea trei. Pa, femeie. Femeia asta nu zice nimic când vedea atâția bani? Ea nu... Dacă îți lipsesc bani de acolo? Cu ce mergem? Helicopterul. Ok. Mergem rapid. Îmi place, ăsta e frumos. Am mai schimbat și noi. Ce că zice rare hide la chestia aia, nu știu ce. Cine pilotează? Mihai. Ce m-a speriat, am zis că eu pilotez, fai de viață. Sunt în spate, frumos, îmi place. Asta îmi pun o sticlă de șampanie. Aici. Ce e acolo? Punctul verde. Așa, da? Dar te duci acolo și îți mai dă vreo 10 puncte verzi. Păi bine, sper că nu. Acolo e. Uh-huh. E organizația cealaltă acolo. Pe bune. Am auzit un bom. Și am deschis ușa că miroase urât. Am auzit un bom. Eu. Am auzit un bom, deschid ușa că miroase urât. Oh my god. Toate la docuri, nu? Da. Doamne, ce leșină magazinul ăsta acolo în spate. A fost la băutură. A fost timingul perfect, frate.
Și n-am zis-o intenționat. Ia uite-l, mă. Băi, parașuta. Okay. Ce parașuta? Că m-a feliat direct. Coboram și de-aia. Eu nu l-am văzut. Sunt bine, sunt bine. Dar unde e? Sunt exact unde sunt eu aici, ce ar trebui să fie, dar... Da, aici jos. A, perfect. Am sărit și m-am împiedicat, ești nebun? Și eu și dar unde-i mă asta, că nu e, ce te fac? Aici o arată. Am primit mesaj de la asistent. Oh my god. Frate, nu știu, tot timpul se întâmplă chestia asta? Assist the goods. The tracker is still alive. Lasă-l pe Mihai să piloteze pisica. E puțin mai în față, măi. Pisica. Mă, s-a îndorit. Hai, Mihai, pilotează. Acum. Stai că vreau să mă pe... Aaaa! N-are rost. Uite, mi-a ocupat locul, frate. Miroase urât în zona asta. No, no. Oh my god, lasă-l, frate. Normal că a făcut boom. Mamă, mai bine rămân aici afară. Păi, ți-a zis să nu mai vii aici în spate. A, e lângă noi, mă, nu e departe. E poliția, tu vezi poliția? Duba no? De poliție? Aolo, nu. Am auzit că te arunce mișcare pe dubă. Băi, nu e asta? Asta e, frate, asta trebuie să... Ai auzit așa? Da, așa, așa mi-a zbit un spiritus. Asta trebuie să luăm, mă, duba asta. Da, că am coborât. Nu, trageți. Am tras eu. Dă-i... Ca să nu fugă. Da, au blindată, au blindată. Roțile sunt blindate, sunt. Bă, du-te și ține F-a apăsat. Vezi că-i SWAT. Gata? Aparent. A, trebuie să mergem cu ea până acolo. Glumești, nu? Luați-o voi. Hai. Pegasus. Urcă din mers cu Mihai. Urcă-te elicopter și du-te repede acolo. Bă, dar iar moră, gen. Eu zic că ajung. Hai, ridică-te. Mamă, pare... Hidra. Dar e rar, mașina asta eu n-am mai văzut-o. Hai, duceți-vă voi, mea la Hidra, vin imediat. Auzi, n-am mai văzut mașina asta în... Dar nici eu n-am mai văzut-o. Mașina de poliție? Cum să nu? Aia se face bloc. De poliție, dar nu e aia. Nu e aia, e altceva, nu știu. Are aia se face bloc tot timpul. Cum să nu? Eu văd tot timpul. Are arun pe lateral. Ah, nu, elicopterul vieții, nu... Ce, a murit motorul? Nu, no, m-am întors, pentru că elicopterul ăsta tot timpul se întoarce. Când îl pui pe roți, se duce într-o parte. Ah, da, ți-am zis că e dificil de aterizat. Dar nu înțeleg de ce se duce într-o parte tot timpul. Trebuie să aterizezi perfect drept cu el, de-aia. Hai că noi mai avem puțin și ajungem și nu mai avem poliție. A, e bine atunci. Am zis să iau Hidra ca să vă ajut, dar dacă ați ajuns... Nu, dar nu mai avem poliție. Păi suntem noi poliția. Da, noi suntem poliția acum, noi facem legea. Sunt curios ce vă dă, adică... Bai, 21.000. Îți dă mai mult, nu? Da, dă... Adică pachetul ăsta ne dă când ne dă pentru 3 credituri. Ne dă, nu, ne dă 10.000 și lui Mihai dă... 20 de... Cam așa ceva. E, convins câștigi mai mult, nu acum, știi. Dar oricum, adunat, dacă stai să te gândești, cât vând eu și când primezi misiuni la de-astea, misiunile mici, se strâng ceva bani. Uh-huh. Adică nu e chiar așa nesemnificativ. A, o mașină acolo. Vrei să dau? Da. Aveți probleme? Gata. Ia, sunt curios și ei, vreau să văd în acolo. Stai că vin și eu. Hai să vină și Max, da. Stai, nu zice. Hai să vină și el. Nu sunt niște de astea de aici? Astea? Asta e sus. Ca astea? Păi ba, dar cam la fel. Păi știi ce e special atunci? La bani? Dar nici nu m-am uitat să văd cât mi-a dat. Nici. Chiar Max a dat, știi? Nu. No. M-a aterizat pe cineva, scuze! Cum adică? O player sau? Nu, no, nu. No. Era combinat, era. Da, cred că l-am dat cu capul de mașină, că făcea nii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 
după... Unul special? Nu, deja aici. Astea sunt diamantele, da? Și noi am luat rare hide. Nu așa trebuia să fie? Asta de aici, de sus, e cica. Asta. Care? Care seamănă cu ăsta? Ăsta e ceva chimicale. Da, și uite, e la fel ca asta de jos, adică... Și ne-a dat mai mulți bani? Da, ne-a dat un... De obicei când what e... What the fuck? Ce e tipul ăsta fără cap? Îți dă 18.000. O, asta e! Asta e, măi! Păi ești nebun, ce e aia? Băi, mi-e frică. Tu o vezi? Nu. Ce e asta, frate? Nu vezi asta de aici? Nu cred că vedem aceeași chestie, gen... E un costum de piele de om, gen... E un costum de Bigfoot aici. Eu văd tot de chimicale. Pe bune? Aici unde sunt eu, unde mă uit eu acum drept, e un costum de Bigfoot. Nu, la mine e tot ăsta de chimicale, cum e ăsta de sus de aici. Ia ieși și intră la loc. Da, mă gândesc că posibil să fie asta. Frate, de ce n-am mai văzut așa ceva până acum? Probabil de aia e și rar, știi? Costum de Bigfoot, what the fuck?
Pe poate vrei să de... Ia uite, Max, vrei să devii Bigfoot? Bă, aș vrea. Te plecăm în Yeti, te aruncăm din elicopter și după aia... Bă, gândi și pe care ar fi să sperii oameni pe server. Și să fie gen... De, să fie un fel de slasher de ăsta mai... Cu mai multă bă, viață. Bă, ar fi și... mișto, eu aș vrea, da. Ar fi comic. Și să poți să sar mai mult. Să intri la loc, dar intră prin față. Pe da, ușa da. Din față. Ia, ia. A, da, chiar s-a schimbat. LOL. Îl vezi? Da, asta că m-am pus în first person. Mamă, ce... E creepy rău de tot. Da. Ne-ai drăguț. Da, e minunat, l-aș lua de bărbat. Știam, cu atâta păr, auzi? Ce vreau să zic? Sunt curios câte d-astea rare sunt și ce-au băgat ca... Frate, astea rare, o să trebuiască să avem grijă când le vindem, că... Nu știu, o să trebuiască să avem mare grijă. Dar nu poți să alegi... Dar tu vezi că e de la US Army? E de la armată, frate, ești nebun? Da, e de la armată. Nu poți să alegi ce crezi să vinzi exact, poți să alegi numărul. Și mereu ai trei opțiuni la vânzare. A, ba nu! Îți dă special crate-ul? Să-l vinzi? Nu. Mi-a apărut încă o opțiune, ce drept. Homeopathic Holdings. All Special Items. L-am cumpărat cu 21.000. Și cu cât poți să-l vinzi? 105. Mamă, frate, ești nebun? Da, interesant. Faci o grămadă de bani de pe ăla. Bănuiesc că ar fi tot o misiune specială. Da, a, uite că când faci mouse-ul deasupra lui face hover și arată ce crate-uri vinde. Da, mi-a arătat că... lasă până la urmă. Max Infinit Sumo, what the fuck? Ești da. Cu Max ăsta? Bineînțeles. Ok. Cine altcineva? Eram așa concentrată pe ce zice Mihai și văd Max Infinit. Zicea că este interesant dacă da, zicea că este interesant. Câte runde? 3? 2. Sunt 3, a? Number of teams 3, da. 2 runde. 3 echipe, 2 runde. Ce mașină? Eu o să-mi iau T20-ul, ca de obicei. Eu Zentorno. Pe harta asta cel puțin T20-ul e king. Nu știu. Bine, și Zentorno e bună, nu zic că nu se descurcă, chiar se descurcă, dar T20 m-am obișnuit cu ea pe harta asta. Să nu uitați să vă schimbați de acolo, că vă dă default o mașină destul de aiurea pentru teren. Ah, eu mi-am ales. T20-ul. Da, m-am uitat așa la opțiune, ar fi mișto să bage Reaper-ul, să bage mașinile noi aici. De ce nu le bag? N-au băgat pentru că n-au, adică... Trebuie să fac update la... Da, exact, trebuie să fac update la misiune. La misiune, da. E rea că n-am văzut până acum Sumo, dar cu hărțile astea. Cu hărțile astea, auzi, cu mașinile noi, dar făcute de... What the fuck, Mihai? Făcute de comunitate, n-am văzut până acum. Ai văzut Sumo făcut de comunitate? Că n-am văzut. Nu, no, pentru că nu cred că poți. Nu poți? Nu cred că poți să... Ah? Ce faci, Mihai? Este Mihai foarte agresiv, nu știu ce cu viteza aia. Bă, leu, Mihai, ești agresiv? Așa zice lumea. E de la volan. Aaa, că ți-ai luat volan acum, conduci de pe volan, șmecher, mă. Conduci de pe volan, a? Vrei că nu-ți nimic. Ne, hop! Ce faci, prietene? Ce faci? Ce bine te-ai dus inițial. Aha. Ia zboară tu puțin. Zboară! Yeah. Hai, jos! Te-ai dori? Frate! Da. Hop. De fapt, mersul cu spatele, tu vezi? Observ, dar nu înțeleg de ce. Când te ajută mare lucru. Un pic așa. Hai. Ne, nu e. It's 9. Yes. Ah. Hamu. Hamu. Uite-i, mă. Hamu. Da, da. Ah, no. Oh, no, no, no. Bine. Nu prea. Salut. Oh my god. Te-am prins. Eram, bă, și am crezut că îl ridic și am sărit eu. Păi da. Așa se întâmplă pe harta asta. Ok. Să vedem. Am prins-o și pe pisica la început. Am văzut. Da, dar am văzut că ai băgat viteză mare la faza aia, nu știu, tot. A avut viteză omul, e periculos, e pus aici pe acțiune. Eu cred că se trage la volan, chiar dacă nu conduce cu volanul. Da. Acum, de exemplu, joc din control de Xbox One. Nu vă gândiți. Aha. Dar cum ar fi să conduci cu volanul la Sumo? Dezastru. Cred și eu, da. Bine. Îți ia mult până când cotești. Nu, că îl setez să se miște mai puțin, gen, o pun pe 200, nu pe 900. Da. Hai să dăm pe Mihai jos. Și că, într-un fel, e mișto să ai volan, adică merită banii pe volan? Dacă joci mult racing, da, pentru precizie și control. Dacă este să joci doar Euro Truck, de exemplu, no. Merită? Dacă ești fan în raid, mie da. Mi-ar place să conduc așa Euro Truck volanul, nu știu. Da, e drăguț. Am condus și eu un pic aseară. Opa. Și America Truck. Glumești Opa. Cu mine așa? Nu. Frate, dar ia mai zboară și tu puțin. Da, pleacă.
Mihai. Mihai, ești alunecos? Ca o salamandră, nu! Mihai e alunecos astăzi. Era să o faci pe pisica. Vine poliția după tine, Mihai, ai grijă. Nu, cred că e salvarea asta de ouă. Ce bătaie stupidă de ciocneală, ai văzut? Aha. M-am uitat cum la voi, spectate. Ia uite. De știri. Fața că voi nu riscați, frate, niciun pic și de asta o să stați aici până când vine bula. Vrei să risc? Vrei să risc? Nu, eu nu vreau să riști. Băgăm niște piciorile. Bă, Mihai, eu plec unde. Zic că amândoi jucați foarte safe. Pe așa jucăm noi. Yes! Dacă nu dădeai în spate, da. Eu am pus frână exact când m-a ridicat, știi? Și s-a pus pic de cauciuc pe mașina ei. Și ea continua să ducă, știi, ca să mă împingă. Da. Oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi vom continua cu un episod în fiecare seară. Pa, pa! Pa! Pa!